noastre și primește laudele noastre. În numele Domnului Iisus te slăvim și îți mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Doar două cuvinte din partea mea și din partea bisericii noastre. Mă gândeam la un verset. Măcar că ești cea mai neînsemnată, dar vă las pe voi să vă gândiți la asta. Noi ne bucurăm că vă avem aici. Și știm că Domnul este acela care ne-a dat harul acesta să fiți împreună cu noi. Și în numele fraților și surorilor din Hicori vă spunem bine ați venit. Și dorim să vă simțiți bine împreună cu noi și dorim ca împreună să-L vedem pe Dumnezeu lucrând în mijlocul nostru. Amin. Profit de faptul că sunteți mai mult cei de-ai casei și cu ocazia aceasta vreau să vă mulțumesc din toată inima, să mulțumesc în numele tuturor fraților și surorilor din Statele Unite pentru efortul acesta pe care l-ați făcut, să vă deschideți casa, inima, biserica pentru convenția de anul acesta. Nu spun lucruri ușoare pentru faptul că noi am organizat anul trecut convenția la Portland și atunci știu ce înseamnă, știu eforturile care trebuie depuse, de aceea doresc ca Dumnezeu să vă răsplătească, dar nu numai să vă răsplătească material, asta ar fi cel mai neînsemnat lucru. Aș vrea ca Dumnezeu să vă răsplătească după nevoile pe care le aveți în suflet, nevoile pe care le aveți în familie, nevoile pe care le aveți în situațiile dificile ale vieții. Și Dumnezeu să aducă vindecare acolo unde e nevoie. În același timp aș vrea să vă spun că anul trecut am avut binecuvântarea cumva să simt că vă avem pe toți împreună cu noi, prin fratele Iacob Brâncovan. Nu știu de ce am avut sentimentul că toată biserica din Hicori e acolo. La începuturi, când ne gândeam cum să facem să fie mai bine întâlnirea, convenția de la Portland, l-am sunat pe fratele Iacob și respectiv pe fratele Marius și am zis, fraților, uite ce m-am gândit, ce ați zice dacă am face anul acesta o orchestră de cameră. Și frații au zis, dacă crezi că sunt resurse umane suficiente și nu rămâne doar la nivelul ideii, de ce să nu? Acum nu poți să faci o convenție cu idei, trebuie să ai oameni, nu, care să faci. Așa că am sunat pe muzicieni, nu sunt muzician, dar am sunat muzicienii de alte biserici și majoritatea m-au refuzat. Au zis, nu, frate, nu venim la așa ceva. Că... Și atunci m-am apucat și am adunat bani împreună cu alți frați și după vreo săptămână, două, i-am sunat din nou. Și am zis, fraților, uite, dacă vă împlătim biletele, veniți? Și frații au zis, da. Păi știți de ce? S-au gândit, dacă e un eșec, măcar nu-i pe banii mei. Și așa că frații au venit. Și la sfârșit, când s-a terminat convenția, un frate care e aici, un frate dirijor, m-a tras deoparte și a zis, frate, se știi ce ți-am zis? Nu, la început. Nu? Pentru că în momentul în care mi-ai spus proiectul, am zis, fratele ăsta, îi lipsește ceva. Dumnezeu ne-a dat biruință și mulțumesc lui, îi mulțumesc fratelui Iacob, îi mulțumesc fratelui Marius și mulțumesc tuturor celor care ați fost cu noi anul trecut, în rugăciune, financiar, prin resursele umane pe care le-ați trimis, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească și dorim ca și anul acesta binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tot ce va fi și astăzi, și mâine, și poimâine, spre slava Lui. Amin. Eu am încredere în bunătatea Ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii Tale. Cânt Domnului că-și mi-a făcut bine. Amin. Asta este cântarea de început. O să vă rog să vă ridicați în picioare. Nu ne ridicăm în picioare, că așa e tradiția la tineret, când ne închinăm să ne ridicăm, ci ne ridicăm în picioare pentru că vrem să-L onorăm pe Mielul Divin. Dragii mei, de la început până când nu intrăm produs în închinare, vă rog frumos, în numele Domnului, cu toată dragostea, închideți telefoanele. Dacă sunt urgențe, lăsați-le pe mut sau silent ca să puteți accesa dacă e nevoie. Dar în rest, dragii mei, aș vrea să ne uităm în sus. Și Mielul,
care a suferit pentru mine și pentru tine, să fie obiectul închinării și numai El. Amin. Când Domnului că mi-a făcut bine. Fiecare om care slujește este ispitit să iasă în față. Domnul să ne ferească. Haideți doar din El. El e sursa, El e izvorul. Prin El, El e puterea Duhului Sfânt care ne suflățește. Pentru El, audiența nu suntem noi. E El și cerul. Pentru El sunt destinate toate laudele. De aceea, în momentele următoare, în câteva rugăciuni, laudă și închinare, mulțumire, nu cerem nimic. Numai adorăm și lăudăm pe Mielul, care merită toată slava și închinarea. Amin. Amin.
ceea ce ești tu, pentru puterea ta, înțelepciunea ta, pentru credincioșia și dragostea ta. Înălțăm numele tău în seara aceasta, în locul acesta, în tot ceea ce tu ai lucrat cu noi. Amin. Te laud, Doamne, și eu pentru plăcerea care vrei să fii în noi și cu noi. Amin. Laudă, onoare și închinare. Ți aducem azi cu mulțumire. Osana, Osana, îți cântăm mereu. Tu ești Domnul vieții, Dumnezeu. Amin. Amin. Am dorit ca în seara aceasta numele tău să fie înălțat mai presus de orice nume. Amin. Tu ești singurul vrednic care să primești închinarea noastră și în seara aceasta binecuvântăm numele tău. Te slăbim, te lăudăm, te adorăm și proclamăm numele tău cel sfânt, cel drept și veșnic. Glorie ție, acum și în vecii vecilor. Amin. Prea slăvit să-ți fie numele tău, a tot puternice, Părinte. Îți preamăresc Sfântul Sfânt și vreau ca împreună cu poporul tău să-ți aduc laudă, cinste și onoare, căci tu ești venit de toată gloria, cinstea și închinarea. Dumnezeu le-a tot puternic și minunat, Tatăl, Fiule și Sfânt. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc, Sfânt, că ești ieri și azi și întotdeauna tot așa. Îți mulțumesc că ai fost cu noi și am călătorit cu noi și am ajuns cu bine, Doamne. Mulțumesc de darurile care, Doamne, sunt și au pentru că ne-au hrănit, Doamne, și au grijă de noi, de dragoste, dar prin asta ne arăți, Doamne. Îți mulțumesc de ospitalitatea bisericii. Fii în continuare cu noi și vorbește-ne inimile noastre. Noi gata să ascultăm. Tată, Fiul și Duh Prea Sfânt. Amin. Amin. Binecuvântați și te binecuvântăm că ești același ieri, astăzi și în veci. Rugăm-te-ne har, Doamne, să ne pocăim cu adevărat și într-adevăr în ziua cea mare să avem parte de intrare în împărăția ta. Amin. Doamne, Tu ești Dumnezeu. Yeah.
formațiile anul acesta nu fac spectacol și nu concertează. Ne închinăm împreună cu dumneavoastră. Prima cântare împreună cu corul bărbătesc. Lauda mea este pentru împăratul. Să pierd în greu.
onorăm pe Domnul, nu doar închinându-ne prin cântare, dar și ascultând cuvântul Domnului. Și în seara aceasta, primul nostru vorbitor este fratele Nelu Pășcuț de la San Ramon. Îl cunosc de multă vreme, mă bucur să-l revăd. Eu nu ajung pe coastea aia, mă bucur că a ajuns el aici. Ne rugăm ca Domnul să-i dea har și nouă să ne dea inimi deschise să primim cuvântul Domnului. Sigur că e o bucurie pentru noi și pentru mine personal să fiu cu Biserica Domnului din loc, cu frățietatea adunată în aceste zile, din mai multe locuri, pentru un timp de părtășie, un timp de închinare, timp în care vrem să dăm laudă Domnului, Mântuitorului nostru. Primiți salutările noastre a Bisericii pe care o slujesc, deși este cunoscută și probabil că pentru încă ceva vreme vom fi cunoscuți ca biserica din San Ramon, deși de la 1 ianuarie nu mai suntem în aceeași locație, suntem într-o locație nouă în Danville, dar poate că lucrurile acestea de detalii nu sunt așa de importante. Cel mai important lucru este că am rămas ai Domnului și este biserica lui Hristos. Din locurile acelea, din zona aceea în care slujesc și în care ne bucurăm de părtășie, de pace și liniște și așteptăm să se împlinească și cealaltă parte a textului. Prin Duhul Sfânt să ne înmulțim. Asta este dorința noastră, asta este rugăciunea noastră. Noi împlinim jumătate din verset. Ne rugăm Domnului și pentru a doua parte și chiar și mesajul din această seară pe care consider că Domnul mi l-a pus pe inimă, este în această direcție a misiunii și o încurajare la misiune, la lucrare. Prin Harul lui Dumnezeu, în cadrul asociației, slujesc atât cât Domnul îmi dă putere și atât cât pot în domeniul acesta al misiunii, al echipei de misiune. Și rolul meu sau dorința mea este să încurajez bisericile, frățietatea la a face misiune. Misiune se face și aș vrea să vă spun lucrurile acestea ca un motiv de laudă la adresa lui Dumnezeu și chiar dacă noi nu știm foarte multe lucruri unii despre ceilalți, pentru că aici suntem noi puțin deficitari legat de comunicare, dar dacă ne lipsește comunicarea și nu avem informații, aș vrea să știți că misiune se face. Slavă Domnului pentru aceasta și slavă Domnului pentru toți aceia care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, bisericile care duc Evanghelia Domnului, Evanghelia Mântuirii mai departe și susțin lucrări evanghelistice, misionare, susțin misiuni în Europa, în România și nu numai, și în alte părți ale lumii sunt români de-ai noștri, frați, surori de-ale noastre care sunt susținuți financiar și spiritual de către bisericile Domnului din America și nu numai. Toate acestea sunt lucrări pe care vrem ca Domnul să le binecuvinteze în continuare și Domnul să dea har și la vremea hotărâtă să vedem și rezultate. Și probabil că multe rezultate nu le vom vedea decât în împărăția Domnului. Acolo ne vom întâlni, vom vedea cu ceea ce am lucrat. Tema congresului, convenției din anul acesta, din cartea Apocalipsa, textul pe care l-am și recitat împreună, l-am spus împreună, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Unul din textele frumoase și cred că este unul dintre primele versete pe care le învățăm, mai ales cei care creștem în biserică, la grupele de copii sau atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, venim chiar din lume, din cadrul sau din societatea de unde ne scoate Dumnezeu și ne mântuiește. Printre primele versete pe care le învățăm este și acesta, din Apocalipsa 3:20. Și este, cred, un lucru important să știm textul acesta, să știm realitatea aceasta și mai mult decât atât să o experimentăm. Și aș vrea să leg textul acesta din Apocalipsa, acest verset din Apocalipsa 3:20, să leg de un alt pasaj din Evanghelii, un text pe care îl spune chiar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus. De fapt, ambele texte sunt spuse de Fiul lui Dumnezeu, sunt spuse de Domnul Iisus. El este acela care spune, iată, eu stau la ușă și bat.
Contextul, n-am să popozesc asupra lui, dar cred că este suficient de clar pentru fiecare dintre noi contextul acestui verset, biserica la care Domnul Iisus îi se adresează, cuvintele cu care îi se adresează la început, ca la un moment dat să spună, iată, eu sunt la ușă. Acum ne putem întreba ca un subiect de cercetare, ce căuta Domnul Iisus la ușă? Oare dacă era la ușă și bătea la ușă? Nu e așa că e logic pe care partea ușii se afla Domnul? Ce să bați la ușă dacă ești în interior? Bați la ușă pentru că ești afară. Ce căuta Domnul acolo? De ce? Cum a ajuns? Poate sunt întrebări cu care, la care putem să medităm, la care putem să gândim și să ne cercetăm în lumina Cuvântului Dumnezeu și mă rog ca Domnul să ne dea har ca și prin puterea Lui și înțelepciunea Lui niciodată să nu bată la ușa vreunei biserici de aici. Că dacă bate la ușa bisericii, înseamnă că e afară. Eu așa înțeleg. Înseamnă că e afară. Și cred că locul Domnului Iisus nu este undeva afară, la ușa care dă parcarea bisericii. Locul Domnului Iisus în biserică este în centrul bisericii. La loc de cinste, în închinare, în părtășie, în relații, în cântare, în predicare. Locul Lui este unul central. Toți ne începem viața de credință de la Apocalipsa 3:20. Și luăm puțin textul de acolo și îl aplicăm la noi ca și ființe, ca și persoane, îl aplicăm la inima noastră și o aplicație acestui text este că Domnul bate și la ușa inimii omului, la ușa inimii noastre. Și ne întoarcem la Dumnezeu în momentul în care auzim bătaia, răspundem chemării lui Dumnezeu, deschidem ușa. Zicem noi, deschidem ușa inimii și îl primim pe Domnul în inima noastră. Domnul intră în viața noastră, face curăția păcatelor, curățirea de păcate, nașterea din Dumnezeu, toate lucrurile acestea minunate ale Harului și ale Duhului Sfânt în inima noastră. Și de aici, de la momentul acesta, începe lucrarea Domnului în noi. Am spus că vreau să leg textul din Apocalipsa 3:20 de un alt pasaj în care vorbește Domnul Iisus, pe care îl găsim în Ioan, capitolul 10. Cred că deja mulți dintre noastre știți textul din Ioan 10. Aș vrea să privim aceste două texte în paralel ca împlinirea acestui pasaj din Ioan 10, acestei minuni extraordinare care se produce în viața unui om atunci când deschide ușa, atunci când răspunde bătăii Domnului Iisus, bătăii la ușă a Domnului Iisus. Ce se întâmplă atunci? Aș vrea să răspund la această întrebare nu în termeni sofisticați, teologici, doctrinari și așa mai departe, ci în termeni acestui pasaj din Ioan, din Ioan 10. Ca să fiu cât mai concis posibil, spun următorul lucru. Ce se întâmplă atunci când deschid ușa inimii mele celui care bate la ușă? Se întâmplă următoarea minune. Că cel care bate la ușă se transformă în ușă. Cel care bate la ușă se transformă dintr-o dată în ușa mea. În ușa de care am nevoie. Că, în mod figurativ vorbind, sau ca să avem o imagine, înțeleg lucrurile în felul acesta. Până atunci, viața mea era ca o casă fără ușă. Nu știu cât sunteți constructă, dar bănuiesc că fiecare dintre noi ați văzut o casă. Și o casă fără ușă, îi zicem că este neterminată. Neterminată. Are totul. Geamuri, vopsită, mobilă, tot. Dar ușa la intrare. Nu mai are. Că probabil s-o fie gândit, domnul, dar ce rost are să-i mai pun ușă? Dar ce rost are să mai pun acolo ușă? Nu-i destul că le am pe toate. Nu e așa că un element atât de simplu într-un fel face farmecul, schimbă totul, ușa aceea de la intrare, ușa aceea la care Domnul a bătut și bate, dar nu numai că e o ușă la care bate, se întâmplă o minune. Voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. În contextul lui Ioan 10 înțeleg în felul acesta, că El se transformă în ușă.
Până atunci viața mea putea să fie o viață foarte bine realizată. O viață cu scop, o viață bine așezată, în care chiar am reușit, prin eforturi, prin înțelepciune, prin școală, prin finanțe, prin multe altele, să realizez ceva. Și cu toate acestea, avem atâtea mărturii și am simțit și eu înainte de a mă întoarce la Domnul și probabil a simțit mulți dintre dumneavoastră lucrul acesta. Că deși am ajuns să facem, am ajuns să realizăm, totuși am simțit un gol. Parcă lipsea ceva, parcă nu eram împlinit, parcă mai îmi trebuia ceva. Ce îmi trebuia? Îmi trebuia ușa de la intrare. Îmi trebuia ușa care să îmi vorbească foarte clar de câteva aspecte. Și unul din ele este că această ușă, dintr-o dată, mă separă. Ușa mă separă. Scoateți ușile și observați că nu vom mai fi separați de mediul de afară. Putem să lăsăm geamurile la locul lor. Lăsăm totul la locul lor, doar ușile. Le dăm la o parte. Și în momentul în care am dat ușile la o parte, aerul de afară intră înăuntru, conditionul nu-și mai face efectul, gălăgia de afară intră înăuntru, lumea de afară intră înăuntru și să dea Domnul să intre lumea, nu lumea ca oameni nemântuiți, dar ne intră lumea ca lumea. De ce? De ce am nevoie de o ușă? De ce am nevoie ca cel care bate la ușa inimii mele să se transforme în mod miraculos? Și aici am nevoie de credință, că nu pot să înțeleg lucrul ăsta, că nu pot să le explic, că nu știu cum se realizează asta. Păi mai înainte ai bătut la ușă și am deschis ușa și dintr-o dată te transformi, te schimbi și mă schimb pe mine. Pentru că se schimbă Domnul în ușa oilor. Eu sunt acela prin care oile mele intră și ies. Pentru că oile mele au nevoie de o separare clară, o separare clară de lumea din afară. Pentru că am murit și suntem morți față de păcat și vii. Pentru Hristos asta înseamnă o separare foarte clară. Ușa îmi spune foarte clar un lucru, că mi oferă protecție. Deci am nevoie de o ușă? Deci am nevoie de Domnul care bate la ușă să se transforme într-o ușă ca să mi ofere protecție. Apostolul Petru spune așa de frumos și este unul din pasajele care mie îmi place foarte mult. Spune Apostolul Petru că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Mă întreb de multe ori ce aș fi fost până acum dacă n-ar fi fost puterea lui Dumnezeu care să mă păzească, care să mă țină, ce am fi fost, unde am fi fost noi, dacă n-ar fi fost o putere a lui Dumnezeu care să ne ofere protecție. Avem nevoie de protecție. Suntem așa de vulnerabili în lumea aceasta. Nu degeaba a spus Domnul Iisus, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dar chiar și așa, chiar și atunci când lupii sfâșie, când suntem sfâșiați de lumea din afară, de răutatea lumii, de prigoană, de persecuție, chiar și atunci, dragii mei, nu suntem fără protecție. Avem o protecție, este Fiul lui Dumnezeu care ne protejează. Un ultim lucru care aș vrea să îl mai subliniez și vă las ca și meditație și mai gândiți dumneavoastră la câte beneficii poate să aducă o ușă. O ușă. Ușa întotdeauna stă între mine și ceva. Între mine și altcineva. V-ați gândit vreodată cum ar arăta relațiile noastre dacă n-ar fi Iisus ușa dintre noi? Credeți că am fi noi mai buni ca alții? Poate că unele lucruri care se întâmplă cu tristețe trebuie să le recunoaștem și într-un duc de pocăință ne-ar prinde bine să recunoaștem că dacă se întâmplă unele lucruri care n-ar trebui să se întâmple, este pentru că probabil, în ghilimele, am scos ușa din țițănii. Că am spus, dar de ce să pun eu ușa asta între mine și fratele, între soț și soție, între părinți și copii? Domnul Iisus este ușa care stă între noi și avem nevoie de El, pentru că atunci când mă raportez la ceilalți prin El, îl văd pe El și cu siguranță atitudinea mea, răspunsul meu, vorba mea, faptele mele, închinarea,
cântarea și toate celelalte lucruri primesc o altă conotație, primesc o altă direcție. De ce? Pentru că este ceva mult superior mie. Este acel ceva, acea persoană a Fiului Dumnezeu care a început de la o bătaie, se transformă într-o ușă prin care să mă binecuvinteze pe mine în separarea față de lume, în protecția de care am atâta nevoie și în această intermediere în relațiile pe care le avem unii cu alții. Domnul să ne dea har, Domnul să ne dea putere, să trăim o viață sfântă, o viață curată și să nu scoatem niciodată ușa din țățâni. Să o lăsăm la locul ei, că este binecuvântată pentru noi. Amin. Data aceasta cu un ansamblu de brass. Cele două cântări care le vom cânta sunt Tatăl Ceresc, Tu Cel Ce din Vecii, iar a doua cântare va fi O Doamne, ajutor ne-ai fost.
înainte am dorit să invităm pe toți tinerii care sunt în sală să vină în față. Dacă vă simțiți tineri, puteți să uniți cu ei, no problem. Este loc, este loc destul. Haideți toți tinerii, vă rog.
Să vă rog ceva, dacă puteți să vă strângeți un pic mai aproape unii de ceilalți, faceți-o. Ei bine, avem ușa între noi, nu-i problemă, dar ca să mai poate să intre și alții, că nouă ne place să nu fie două servicii, unul aici și unul pe coridor. Ne place să fim toți în același loc. Și dacă doresc să vină, îi rugăm pe toți să vină înăuntru, dacă este ceva, ne ridicăm și dăm locurile la cei mai în vârstă, nu-i nicio problemă. Dar vă rugăm, poftiți! Fraților, v-am chemat la timp. Știți de ce? Aha. Eu le-am zis la frate să nu mă lase pe mine să vorbesc. Au zis că nu, eu trebuie să zic. Eu zic așa. Cu toată inima, ca pentru Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Thank you.
N-ar fi Iisus. Bănuiesc că mulți dintre dumneavoastră primiți mesajele sau cântările săptămânale de la One Week. Domnul să vă binecuvinteze, familia Cintean, și slavă numai Lui. Vrem să ne închinăm cu această cântare, este deosebită. Și pentru toți cei care n-ați făcut un legământ cu Domnul, este o invitație. Pentru toți cei care undeva am scăpat legătura cu Domnul, este o invitație de reconsacrare. De n-ar fi El, aș fi singur. Pierdut aș fi fără El. Nici drumul nu mi-ar fi singur. N-aș putea să ajung la țel. Oh,
capitolul 3, de la versetul 14. Îngerul lui bisericii din Laodicea scriei: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, gol și orb. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul lui de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim că și în seara aceasta ne-ai vorbit și ne vorbești. Să-ți fie slăvit numele. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Mă bucur să pot să fiu în această seară în mijlocul bisericii din Hicori. Încă de la început, ce să spun, atmosferă de desculți. Aici este capitala desculților și cred că nu degeaba se întâlnesc în fiecare an în luna octombrie. Se cântă mult și se slăvește pe Domnul. Am fost la prima întâlnire, a treia, a cincea și după aia n-am mai fost. Dar m-am bucurat și ne bucurăm. Fraților, vă mulțumim pentru dragostea voastră. Cred că și ăsta este un motiv pentru care se adună în fiecare an aici. Dragostea voastră celor din Hicori este deosebit de mare. Domnul să vă răsplătească. N-aș fi zis nimic dacă fratele Brâncovan nu m-ar fi provocat. Slăvim pe Domnul pentru ceea ce Domnul face. A fost o surpriză mare, a zice, pe care Domnul ne-a făcut-o în cea de-a treia parte a vieții, după ce am împlinit 60 de ani. Am primit din partea Domnului să traducem cântări împreună cu soția. Și am tradus o cântare, a venit fratele Puiu Caciura pe aici și mă zice: unde ați fost până acum? Noi aveam nevoie de asemenea cântări și de asemenea traducători. Dumnezeu a avut timpul lui, ce să zicem. Și mulțumim Domnului că de atunci au trecut 8 ani și în fiecare sâmbătă, în fiecare vineri, am trimis câte o cântare. Am ajuns la 450 de cântări și slăvim pe Domnul că se cântă. Dacă nu s-ar cânta, de mult ne-am fi oprit. Dar la convențiile și baptistă și pentecostală se cântă cântările acestea cu drag. Și știți care este minunea? Este o mare minune aici. Noi nu suntem muzicieni, nici eu, nici nevastă mea. Și ne mirăm și ne-am mirat, n-am găsit altă explicație decât Dumnezeu a ales lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tale. Mă bucur să întâlnesc mulți dirijori aici cu care colaborăm. Am deschis un site, avem 130 de dirijori care colaborăm cu partituri, cu compoziții și ne bucurăm. Ne bucurăm mult. Fratele Iacob Brâncovan este
unul din cei de bază în grupul nostru. N-ar vrea să uit să vă transmit salutul celor din Sacramento. Venim din Sacramento, avem două biserici românești, a zice, și una tot românească, dar cu frați din Moldova, care... Și m-au rugat să transmit salutul lor. Lucrez cu fratele Claudiu Vâlcu, ne înțelegem bine, m-a rugat să transmit salutul lui plin de dragoste, n-a putut să vie, omul și-a cumpărat casă și știți cum este, dar este motivat. Textul acesta a fost pentru mine extraordinar. Ce-aș putea să vă spun eu? Subiectul acesta, iată, eu stau la ușă și bat. Mesajul pe care mi l-am intitulat în această seară este mustrare, dar și încurajare. Mustrare, dar și încurajare. Laodicea este o localitate în Asia Mică. Aș vrea să spun că era cunoscută prin bogăția ei, era cunoscută prin calitatea lânii. Cea mai bună calitate de lână era acolo, în Laodicea. La fel, Laodicea era un centru bancar important, era un centru farmaceutic, în special medicamentație pentru ochi. Puțin mai jos era orașul Colose. Colose era cunoscut prin apele și izvoarele reci care le avea, tămăduitoare. Mai sus puțin era Hierapolis. Acesta era cunoscut prin izvoarele calde pe care le avea. Probabil că și izvoarele reci din Colose și cele calde din Hierapolis, până ajungeau la Laodicea, erau tocmai călduțe. Și Domnul Iisus Hristos, că El ne vorbește, martorul credincios, Cel ce este Amin, El ne vorbește prin cuvântul Lui și ne spune adevărul. Ne spune condiția, care e starea lor spirituală. Și aș vrea în seara aceasta, în timpul mesajului, să ne cercetăm și noi fiecare. Spunea cineva și mi-a plăcut, felul cum Domnul Iisus vorbește bisericilor este un fel de X-rays pentru bisericile noastre. Să ne cercetăm, să ne cercetăm noi cei de astăzi, felul în care suntem. Laodicenii erau orbi la propriile lor nevoi. Știți care este începutul binecuvântării? Sinceritatea. Să te recunoști așa cum ești. Să nu încerci să pozezi. Să te recunoști așa cum ești. Și dacă ești sincer și vii la El, El te binecuvintează. Și aș vrea să amintesc patru domenii în care biserica din Laodicea trebuia să-și îmbunătățească situația. Patru domenii. Și aici ar vrea să ne oprim la fiecare domeniu și să ne întrebăm cum stăm eu ca individ și cum stăm noi ca și biserici. Cum stăm în domeniul respectiv? Primul lucru care și-a pierdut biserica din Laodicea a fost vigoarea. Versetele 16 și 17. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi, nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Sunt trei condiții privind temperatura spirituală, și anume cald,
rece sau căldicel. Despre condiția cald, știți unde am găsit-o? Cei doi înspre Emaus, ce spun ei mai târziu? Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum? Wow! Să-ți ardă inima în tine. Asta înseamnă să fii cald pentru Domnul Iisus Hristos. Rece, Domnul Iisus spune, din pricina fără de legii, dragostea celor mulți se va răci. Iar căldicel este aici. Știu că nu ești nici rece și nici înclocot. Ești căldicel. Ar vrea să spun că condiția cea mai convenabilă este căldicel. Nici cald și nici rece. Cum spunea cineva, mai arunci un ciolan constrinței printr-o faptă bună și merg mai înainte. Asta este condiția cea mai convenabilă, să fii căldicel. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu ne îndeamnă așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim calzi pentru Hristos, frații mei. Ascultați ce spune apostolul în Romani, capitolul 12, versetul 11. În sârguință, fiți fără preget, fiți plini de râvnă, slujiți Domnului. Fiți fără preget, fiți plini de râvnă, slujiți Domnului. Ca biserici putem să facem lucruri frumoase, dar mă întreb, toate lucrurile frumoase care le facem sunt fructul ascultării noastre de Hristos? Sau ceea ce facem, facem să ne simțim bine și sunt fructul ascultării noastre de Hristos? Legea a doua a termodinamicii spune, într-un sistem închis, dacă nu se acționează din afară, sistemul moare. Cu atât mai mult mă întreb, noi ca și biserica a lui Hristos, fără Hristos, totul este zero, totul este nimic. Fără de mine, nu puteți face nimic, a spus Domnul Iisus Hristos. Frații mei, biserica aceasta din Laodicea se credea că este bogată. Era self-satisfied, era mulțumită de tot ceea ce se întâmpla acolo. Numai că Hristos era la ușă, Hristos nu era înăuntru. Haideți să ne facem o cercetare aici, cum stăm cu râvna pentru Hristos? Altădată nu cumva eram mai plin de râvnă, mai fierbinți pentru Hristos? Ce spune Iacov, capitolul 5, versetul 16? Mare putere are? Ce fel de rugăciune? Fierbinte ale acelui credincios. Mare putere are rugăciunea fierbinte. Iar apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 8, fraților, să aveți o dragoste fierbinte unii de alții, unii față de alții. Frații mei, ar vrea să ne cercetăm. Cu adevărat, avem o dragoste fierbinte? Când ai o dragoste fierbinte, atunci arzi și pentru cel care nu-L cunoaște pe Hristos. Apostolul Pavel spune așa de frumos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Când ești fierbinte pentru Hristos, atunci arzi pentru cei din jurul tău care nu-L cunosc pe Hristos. Când ești fierbinte pentru Domnul Iisus, rugăciunea ta este fierbinte și Domnul Iisus te ascultă. Primul lucru care și-a pierdut biserica din Laodicea a fost vigoarea, râvna pentru Domnul Iisus Hristos. Al doilea lucru
care și-a pierdut biserica din Laodicea a fost valoarea. Vigoarea, valoarea. Biserica din Smirna, o biserică dinainte de Laodicea, s-a văzut săracă, dar era bogată. Biserica din Laodicea s-a văzut bogată, dar era săracă. Întotdeauna bisericile noastre trebuie să verificăm cum suntem noi față de Domnul Iisus Hristos. Iată, spunea cineva, de ce bisericile noastre scad din punct de vedere spiritual? Uneori mândria de lucrarea pe care o facem. Ne măsurăm standardul din punct de vedere omenește. Biserica din Laodicea era într-un oraș bancar și probabil ceva din spiritul pieței a intrat în biserică. Mai că Domnul Iisus, știți ce spune, le dă și o soluție. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, să te îmbogățești. Știți ce este asta? O iluzie la persecuție. Biserica din Laodicea, ar vrea să spun că puțină persecuție nu ți-ar strica. De fapt, aici Domnul Iisus, prin Ioan, pregătește bisericile, cele 7 biserici, pentru persecuțiile care urmau. Și vrea să le spună, nu-ți strică puțină persecuție. Nu știu de ce, dar nimic nu ne ajută să realizăm prioritățile ca și suferința. Mi-aduc aminte, îmi plăcea să merg prin anii 80 în România la evanghelizări și umbla mult în partea de vest. Frații mei, nu pot să vă spun, nu odată, abia pătrundeam să ajung la Amvon. Bisericile erau arhipline, greu. Erau aici, frață, și prietenii stăteau aici, îmi citeau notițele. Așa dragoste și dorință era. De ce? Afară era presiune, da? Erau persecutați, dar înăuntru era o căldură extraordinară. M-am mai dus încă după 12 ani, exact prin aceleași biserici. Îmi pare rău că n-am mai găsit aceeași căldură care era atunci, prin anii 70 și 80, n-am mai găsit-o. A dispărut presiunea de afară, dar a dispărut și căldura dinăuntru. Nimic nu ne ajută să realizăm prioritățile ca și suferința. Nu știu de ce suntem așa, nu știu. Dar așa ne-a creat Domnul și de aceea Domnul ne mai dă câte o încercare, pentru că știe că în încercări suntem aproape de El. În încercări stăm aproape de El, nimic nu ne ajută să realizăm prioritățile ca și suferința. Ei și-au pierdut vigoarea, ei și-au pierdut valoarea. Și al treilea lucru, ei și-au pierdut viziunea. Erau orbi, nu știi că ești orb, spune. Apostolul Petru spune în 2 Petru, când credinciosul nu crește în Domnul, viziunea lui este afectată. Când credinciosul nu crește în Domnul, este afectată viziunea. De aceea uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința, toate celelalte. Și în versetul 8 spune, dar cine nu are aceste lucruri, este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Frații mei, ce trist este că astăzi, spunea cineva, bisericile noastre nu se mai înmulțesc prin viziune, se înmulțesc prin sciziune. Este un lucru trist, frații mei, pentru care trebuie să ne rugăm Domnului Iisus Hristos. Este mare lucru să avem viziune. Biserica din Laodicea
și-a pierdut vigoarea, și-a pierdut valoarea, dar și-a pierdut și viziunea. Și încă un lucru, biserica din Laodicea și-a pierdut și vestimentația. Știți că împăratul acela din povestea lui Andersen, care credea că este îmbrăcat, dar el de fapt era gol. Laodicienii puteau să-și cumpere cele mai scumpe haine, numai că nu era prioritatea lor principală lucrul acesta. Aveau nevoie de hainele albe ale neprihănirii și harului lui Dumnezeu. De asta aveau ei nevoie. La nunta mielului, spune Ioan aici, mireasa va avea haine din in subțire, care reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Îmi place mult. Știți ce înseamnă salvare? Am auzit o definiție care tare mi-a plăcut. Salvare înseamnă că Dumnezeu a pus neprihănirea Domnului Iisus în contul nostru, în accountul nostru. A pus păcatele noastre asupra Domnului Iisus, dar neprihănirea Domnului Iisus a pus-o în accountul nostru. Asta e salvare. Dar sfințire, știți ce înseamnă? Sfințire înseamnă că neprihănirea lui Dumnezeu este parte din caracterul și conduita noastră. Asta este sfințire. Frații mei, haideți să ne facem o cercetare. Biserica din Laodicea și-a pierdut vigoarea, și-a pierdut valoarea, și-a pierdut viziunea și și-a pierdut și vestimentația. Și vine Domnul Iisus și îmi zice, a terminat cu ea. Nu este așa, fraților. Urmează o afirmație extraordinară. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Biserică din Laodicea, dragostea voastră față de mine a scăzut, vrea să zică Domnul, dar dragostea mea față de voi este aceeași. Dragostea mea față de voi este aceeași. Este o afirmație extraordinară. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia care îi iubesc. Spune în Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12, căci Domnul mustră pe acela pe care îi iubește. Iar în Evrei, spune capitolul 12, fiule, nu disprețui pediapsa și nu-și pierde inima când ești mustrat de Domnul. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de Domnul. Să știi că încă ești iubit. Și mai este o șansă. Știți care este șansa? Urmează. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Asta este șansa mare pe care ne-o dat Domnul nouă, frații mei. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Asta este o provocare. Biserica din Laodicea trebuia să se pocăiască de mândria ei, să se umilească înaintea Domnului și să reaprindă focul dragostei din tâi. Ce frumos că Domnul Iisus încă n-a terminat cu ei. Spune, eu mustru și pedepsesc pentru că vă iubesc. Și urmează invitația pe care este motoul pe care îl avem noi la convenția noastră. Iată, eu stau la ușă și bat. Aici este o aplicație, știți, pentru cine? Pentru cei credincioși. Noi îl folosim textul acesta și e bine. Și probabil că am să-l folosesc și eu. Îl folosim pentru cei care nu l-au primit pe Domnul Iisus în inimă. Dar aș vrea să spun, este folosit aici pentru cei credincioși. Biserica din Laodicea era o biserică bogată, nu-i lipsea nimic, numai că Iisus Hristos era afară. Hristos Domnul era încă la ușă. Ar vrea să spun că
Hristos Domnul cheamă bisericile, numai că fiecare individ în parte trebuie să răspundă înaintea Domnului când este chemat. Aș vrea să spun că bisericile sunt predate Domnului când fiecare individ în parte este predat cu adevărat Domnului. Biserica din Laodicea era o biserică bogată, dar lipsea părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Biserica din Laodicea, totul era organizat perfect, numai că nu era rodul ascultării de Hristos. Ar vrea să ne cercetăm cu ocazia aceasta. Hristos bătea la ușă. De ce? Știți de ce bate Hristos Domnul la ușă? Să aibă o comuniune cu noi. El vrea să vorbească cu noi, să fie parte din viața noastră. Suntem noi gata să răspundem? În primul rând, noi ca și indivizi. Și apoi, cei care nu l-au primit pe Hristos, sunt gata să deschidă ușa inimii lor? Probabil cu această convenție, Hristos Domnul vorbește fiecăruia în parte. Vor fi mulți tineri aici care nu-L cunosc pe Hristos și lor vrea să se adreseze. În primul rând vorbește nouă, credincioșilor, pe care îl iubim pe Domnul Iisus. Este ascultarea noastră și tot ceea ce facem noi, este rodul ascultării noastre de El? Are El prioritatea cea din tâi în viața noastră? Frații mei, viața este așa de trecătoare. Nu știm când plecăm din lumea aceasta. Putem așa pe neașteptate să plecăm. Și ne-am împăcat, suntem noi cu adevărat împăcați cu Domnul Iisus Hristos? Spunea foarte sugestiv un medic cum bate inima omului. Și mi-a plăcut, spunea, tic, tic. Și de fiecare dată între două bătăi îl întreabă pe Domnul, Doamne, să mai bat? Și Dumnezeu zice, mai bate. Doamne, să mai bat? Și la un moment dat, Domnul spune, inima, oprește-te. Ai bătut 30 de ani, ai bătut 50 de ani, ai bătut 60 de ani și eu, zice Hristos, am bătut la această ușă a inimii atâta timp și niciodată nu mi-a răspuns. Niciodată nu mi-a răspuns. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Când am tradus una din cântări, știți, când înainte de a traduce, noi citim istoria cântării și până nu intrăm în duhul cântării, nu putem cu adevărat să facem o traducere bine și o adaptare bună. Până nu intrăm. Și am rămas uimit și vreau să vă spun, dacă am ști istoria fiecărei cântări altfel, am cântat cântările, altfel le-am cântat. Noi de multe ori nici nu ne gândim la ele, dar fiecare cântare a fost scrisă cu o, și are o istorie. Cântarea Așa cum sunt, cântarea aceasta este deosebită. Se spune că s-au întâlnit în Londra Charlotte Elliot se numea și tânăra aceasta a cunoscut acolo un om al lui Dumnezeu, Cesar Mellon, și omul lui Dumnezeu o întreabă pe tânăra aceasta, spune-mi, nu vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus? La care tânăra s-a simțit ofensată și a spus, nu discutăm. Și omul lui Dumnezeu îi spune, tu poți să fii o lucrătoare pentru El, pentru Hristos Domnul. Și zice, n-am, de data aceasta, lasă-mă. Întâmplarea a făcut că s-a întâlnit în aceeași familie,
peste 3 săptămâni. Și tânăra aceasta a fost cercetată și îl întreabă pe omul lui Dumnezeu, l-am căutat pe acel salvator pe care ai zis, l-am căutat, dar nu l-am găsit. Spune-mi ce trebuie să fac. Și omul lui Dumnezeu îi spune, nu trebuie să faci nimic, decât așa cum ești, așa cum ești, să vii la El. Și în seara aceea l-a primit pe Hristos, Charlotte Elliot, tânăra aceea, s-a dus și nu după mult timp a compus cântarea care a întors atâția și atâția oameni la Hristos. Billy Graham spunea, cântarea aceasta m-a întors pe mine la Hristos. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Este prima seară a convenției, n-am să fac presiuni, dar ar vrea să spun că Hristos te așteaptă. Stă cu brațele deschise, să te primească așa cum ești. Poate că altă dată ai fost mai plin de râvnă pentru El. Poate ți-ai pierdut vigoarea. Poate ți-ai pierdut valoarea. Poate ți-ai pierdut viziunea. Poate ți-ai pierdut vestimentația. Hristos încă te iubește. Așa cum ești. Vino la Hristos. Și vei avea multă bucurie în viață. Doamne, lucrează și primește pe toți aceia care în gândul lor au zis o rugăciune. Și îți mulțumim că ne asculți. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru popasul din această seară. Îți mulțumim pentru prezența Ta din mijlocul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care a fost vestit. Te rugăm din toată inima, fă ca în seara aceasta fiecare dintre noi să fie auzit ce zice Duhul. Doamne, avem nevoie de Duhul Tău care să ne vorbească. De aceea te rugăm din toată inima, dă-ne o sensibilitate ca să-ți auzim bătaia la ușa inimii fiecăruia dintre noi. Am vrea ca acest început al conferinței să fie sub călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt în tot ceea ce se va face. Am vrea ca cercetați de subiectul acesta, Doamne, să stăm înaintea Ta și să ne vedem așa cum ne vezi Tu. Au trecut atâta timp, au trecut atâtea probleme și avem adesea impresii personale. De aceea am vrea cu ocazia acestui congres să dai la o parte tot ceea ce știm noi despre noi și, Doamne, să cunoaștem foarte clar ce știi Tu despre noi. Te rugăm din toată inima, fă-ne conștienți de ceea ce ne spui să facem. Doamne, de data aceasta ne-ai spus să cumpărăm de la Tine, nu pe gratis. Doamne, ne dăm seama că trebuie plătit un preț. Ajută-ne fiecăruia în dreptul nostru să plătim prețul pe care ne-l ceri, indiferent cât ar costa. Ajută-ne apoi să cumpărăm de la Tine. Iartă-ne, Doamne, că în piața de market astăzi atâtea lucruri ne sunt puse în față și le acceptăm așa de ușor și plătim atâtea prețuri. Dar fă, Doamne, ca toată lucrarea din această, de la acest sfârșit de săptămână să fie o lucrare în care de la Tine să cumpărăm. Și ajută-ne să cumpărăm lucrurile de valoare care le ai pentru noi, ca să ne putem cu adevărat schimba starea și să fim într-o stare după voia Ta. Te slăvim și Te binecuvântăm și dacă va trebui să ne mustri, Te rugăm, folosește cântarea, folosește cuvântul Tău și dacă va trebui să ne pedepsești, Doamne, ajută-ne ca de la această convenție să putem într-adevăr pleca simțind mustrarea Ta și simțind, Doamne, cuvântul Tău care lovește sau ne vorbește. Fie, Doamne, numele Tău binecuvântat pentru toate, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Cineva a spus odată să facem 3 colibi. O să facem toată sâmbătă asta, duminică, o să ne bucurăm în weekendul acesta, dar vreau să vă spun ceva. Am încercat să vă punem toate informațiile pe flyerul ăsta. Îl găsiți la ieșire, este o măsuță, dacă vă place să scanați cu telefonul, scanați cu telefonul și vă duce la locul în care le găsiți. Cert este că cu ajutorul Domnului, și dacă Domnul nu va veni până atunci, mâine dimineață, ne vom întâlni din nou în locul acesta, la ora 10, împreună cu frații care sunt delegați pentru acest congres și surorile. Ne vom întâlni în această locație, frații și surorile. Tinerii se vor întâlni la Colegiul Lenore Rein, ei se descurcă, au aici adresa, au direcțiile, dar dacă aveți nevoie așa de direcții mai băbești, încerc să vi le dau, nu știu cât vă ajută, că toți avem GPS. Dacă nu, ne cumpărăm unul sau închiriem unul, că am auzit că mai nou, adică așa știu că se închiriază și GPS-ul, dacă nu ne sunați pe noi și vă ducem noi, ne urmați pe noi. Oricum, deci de pe 127 Nord, luați dreapta pe A Street North East și este o intersecție cu T și acolo vedeți un parking lot pe dreapta și P. Monroe, locul în care ne vom aduna, este across the street. Deci nu e așa departe, Hickory nu-i greu, îl citesc pe fratele Ionuc. Dacă ai plinul făcut la mașină, nu te pierzi. Deci,
Vă rog, ca să nu pierdem prea mult timp cu toate aceste anunțuri, vă rog să vă luați un flyer la ieșire. Dacă aveți nevoie, aveți întrebări după aceea, uitați-vă după unul dintre noi. Și serviciul de seară, așa cum scrie aici, este la ora 6. Încă o precizare, masa o să fie aici. Fiindcă distanța nu este foarte mare, e cel mai bine așa, suntem acasă aici, putem. Deci masa, uitați-vă pe program, este programată între 1 și 2, da? Între 1 și 2. Domnul să fie cu noi cu toți și să ne binecuvinteze. Amin.